Ar fi credibil să spunem că pe Marte viața a existat și chiar rezistă în nișe subterane. Robotul Mars XL va fi trimis pe Marte în 2011, tocmai ca să verifice aceste ipoteze. Fără a socoti Terra, în sistemul solar se mai află apă lichidă în abundență doar pe sateliții Callisto și Europa ai planetei Jupiter. Sub calota glaciară, pe Europa ar putea fi surse de energie chimică care să alimenteze viața, similare cu izvoarele hidrotermale terestre. O șansă reală de a găsi viață ar fi dincolo de sistemul solar. Această formație de sateliți alcătuiesc interferometrul Darwin, un fel de căutător de planete terestre. Din anul 2015, vor oferi posibilitatea observării planetelor îndepărtate care orbitează în jurul altor stele. Elementele chimice detectate în atmosfera acestor planete ar putea să ne ofere semnele vieții extraterestre. În general, credem că viața microbiană se găsește peste tot. Ființele inteligente ar putea fi rare, poate chiar unice. Viața inteligentă de pe alte planete ar putea fi doar rodul imaginației noastre. Balena albastră. Cunoștințele noastre și fascinația din jurul vieții extraterestre vor fi mereu eclipsate de diversitatea inimaginabilă pe care o avem acasă, pe planeta noastră vie. Atât de unică și de surprinzătoare că nu găsești cuvinte să o descrii. Gâștia sălbatice. Elefanții. Să vă rog, apropo.